Uite cum stă treaba. Îți trimit un mesaj cu locația unde să aduci bani. Că dacă nu, copilul tău dispare ca prin magie. Poc! Ar fi păcat să nu vii cu bani, că mai ai doar unul. Tată, mă duc să-l aduc pe fratele tău. Nu mai fi trist. Hai, îmbrățișează-mă. Ai adus banii? Vă rog frumos, sunt un țăran amărât. Tocmai de asta m-a ajuns în postura asta, că n-am niciun ban. Vă rog, dați-i drumul băietului meu. N-are nicio vină. Luați-mă pe mine, vă rog eu mult. Șeful. Nu am adus banii. Omorâți-l! Ce mai stați? Hai, ne despărțim! Du-te pe aici! Scapă! Șefă, mă veste proastă, șefă. A scăpat băiatul. Știu și de ce a scăpat. Ups, cred că l-am omorât din greșeală pe celălalt. De data asta ai avut noroc. Mi-a plăcut curajul tău. Ieși!
Marș de acolo! Ce e, mitică? Nu mai vin eu, Cornel. Nu mai vin. Cine, mă? Ei, cine? Hai să bem. Am o sticlă de gel. Ce să mă fac? De ceva timp tot visează și spune nu! Dar știi ce-i mai grav, părinte? Că spune te iubesc. Sigur mă înșală bou. Ui, Cornel, ui, tu știi cu cine mă înșală, ai? Aurică, eu prin Harul Sfânt îți spun. A? Aripi dracu' în el? Necurat. Părinte, ce de făcut, părinte? Aurică, am să mă lupt cu Satana să-l salvez pe mitică. Ești pregătit, dascăle? Pregătit, părinte. Vezi, Aurică, vezi? Are altă voce acum. De, Doamne! Doamne miluiește, Doamne miluiește! Păi, te vezi? Nu mai are nici aer. A ieșit Satana din el. Părinte, nu mai pot să-l țin! Fă, să mă omori? A? Mitică, de unde știu eu acum că ești tu? Ia zi-mi când m-ai pupat ultima dată? Fauric, ultima oară, fă, am gustat și-am pupat sticla, fă, în niciun caz pe tine, fă, da? Și cu voi ce căutați aici? N-aveți treaba acasă? Poate-i folosit din usturoiul nostru
prostiile astea ale tale. Ia să ies eu la cafă. Dă-mi la o parte! V-am zis eu, ui? Da, părinte, el-i părinte. O ieși dracu din el. Hai, părinte, hai! Bă, mitică, și-ai pățit de la o bucată de vreme tot timpul frământ atât, dar ce-i? Băi, Cornelă, băi, parcă-s blestemată, băi, îl visez mai mereu pe tata, băi. Pe tata, băi? Da. De și? Băi, vezi bucata aia de pământ acolo? De. Aia din fața casă. Fii atent aici. Eu în fiecare zi mă jucam cu fratele când eram mică. Mă jucam mai fot. Băi, și într-o zi am dat mingea în drum. A venit unul cu mașina. L-a luat pe fratele meu mașină. Tata mi-a promis să-i Cornel că să duci după el să-l aducă, băi. Băi, și nici în ziua de azi nu l-a adus Cornel. Și uite așa așteptă-i să vină. Bă, tu știi ce cred eu? Tatăl acolo jucăse pe una aia la oraș, acolo sunt frumoase dracule aia. Băi, Cornel, știi ce cred eu? Că tata nu mai este și nici frate. Aurica? Te costă 150 de lei scoaterea dracului din mitică. Cash. Părinte, treci-mă la caiet, părinte. Sau, uite, când o să mai am timp, o să mai vine la biserică să te ajut la treabă, mai spun niște perdere, dacă mai ai de făcut prescură, te ajut, părinte. Da, hai vă rog să mă lăsați acum, să termin de strâns aici, vă rog să ieșiți. Hai să mergem, dascăle. Scaunul de acum înainte, de la biserică, ocupat de Maria. Părinte! Să trezăți vreodată morți, părinte? Mitică, morții nu se trezăți niciodată, dar sunt printre noi. Să nu uitați de 150 de lei! Vezi, dascăle, scoatem dracii din ei și n-au bani. Și asta e o meserie. Exact. De Doamne! Ziua. Aș vrea și o papuce roșie, vă rog. Ce mărime dorești? 40. Nu-s cam mari pentru tine? Păi cumpăr mai mari ca să fie mai mulți ani. E logic. Cam mare pentru mine. O zi bună. Cam mare? Alo, poliția? Fugi! Dar tu? Fugi!
goma aia de acolo. Domnul polițist, nu să pun goma dacă nu am coș. Vrei să te coș? Te duc imediat. Poftim. Băi, Ilio, nu e prima dată când ne-am întâlnit. Sunt nu știu câte plângeri pe numele tău. Și fără dovezi. Acum am. Și știu și cine a luat papucii. Știu că n-ai fost tu. Domnule polițist, sunt 1001 de perechi care arată la fel. Ar fi bine să iei telefonul, să-l sun pe vânzător și să-i spui că puștiul a lăsat perechea unde i-a aprobat, fix sub haine. I-am găsit, domnule polițist, sunt aici. Domnule polițist, acum putem spune că este un caz închis, fără dovezi și fără nimic clar. Legal, este un joc al minții. Mersi mult că mi-a ajutat, dar chiar n-a reușit să scap. Na, oricum, poți să întreb ceva. Știu de mult timp, dar nu ești niciodată familia ta, copilăria ta, orice. Măcar ai vreo familie. Pe mama n-am cunoscut-o niciodată. Iar tata? Fugi, tată. Fugi. Mereu o să fiu lângă tine. Tata e mereu cu mine. Am și un frate. Dar nu știu nimic de el. Hai că am plecat, că am niște treabă. Baftă. Mi-auzi? Baftă.
în spate. Avem o treabă pentru tine și o treabă bănoasă. E vorba de o cutie care trebuie furată. Dar trebuie furată cu cap. Cutia respectivă se află într-un salon de tatuaje. Ai înțeles? Și ce este așa de greu? Vezi că tipul de acolo e foarte periculos. Ce este în cutie? Nu am voie să-ți spun, Leo. Te duci cu cutia și primești banii. O să mă uit singur. Hai că mă duc să-ți aduc. Stai. Am să spun ce e înăuntru, dar promit că nu te uiți în ea. O aduci și atât. Spune. În cutie se află câteva fiole cu cel mai puternic hormon secretat de organism, testobar. Mai pe înțelesul tău, e o substanță care nu te lasă să îmbătrânești niciodată. Cred că numai tu poți să o aduci. Am nevoie de tine. Fugi. S-a făcut. Să nu-ți faci griji, tot e sub control, să ne aducă cutia. Fără grijă, am încredere în ea. Sper să rezolve puștiul ăsta al tău. Simt cum îmbătrânesc. Ești rapid, dar degeaba.
trebui să ascundem cutia asta mai bine. Unde e? E legat. Dăm cutia. Sunt foarte mulți bani la mijloc. În spate. E greu să stai, Cornel. Ce faci, Cornel? Ei, ce fac? Ei, am fost la vrăjitoarea Barbara din sat. Așa. Și mi-a zis așa, dacă combin rachiul ăsta cu frunzile astea, văd cea mai mare dorința mea, ui. Și care-i dorința ta, Cornel? Ei, cum care, ui? Să fiu înconjurat de butoaie de jină, de sticle de jină. Nu mă vin, ui. Nu mă vin. Ei. Știu niște tu, Cornel, că funcționează, ui. Că vrăjitoarea asta Varvara e la fel ca primarul satului, numai minciuni. Ii? Cum nu, ei? Funcționează, ei. Mă mintic, ui. Știi ce zic eu? Mai bine ieși încearcă tu, să vezi. Da, bă, da. Ui, Cornel, încerc eu, ei, să-ți arăt că nu e adevărat și spui. Ai înțeles? Ui, dacă mergi, numără sticle cu vin și butoaile, da? Le numără, Cornel. Ii. Hai, fii atent. De ce nu te-ai mai întors? M-am întors, tată. Sunt mereu lângă tine. Tu știi ce mult te-am așteptat, tată? Și mi-ai promis că l-aduci pe frate meu, că te duci după el și l-aduci. Da, tată. O să vină și el. Acum, contează că ești mare și viața te-a făcut un bărbat adevărat. Mi-a fost dor de tine, tată. Știu și mie mi-a fost de tine, băietul, tată. Te-am așteptat mult. Hai, știu, tată. Îmbrățișează-mă, tată. Te iubesc, tată! Te iubesc! Ce faci, mitică, aici? Bă, Cornel! Ce dracu ți-am dat eu aici și mi-a dat vrăjitoarea și eu? Eu te baba, dracu, ei! Nebunești oamenii, ei! Așa să aruncă geanta asta. Stai liniștită, soro, că nu te-am omorât. Auzi, soro? Am dus și mie telefonul. Vezi că l-am în geantă. Trebuie să-i sunt fete să le spun că nu mai ies. Am examen și... renunț la ieșire. Soro? Mai ești surdă. Nu, dar te-am rugat ceva. Iuliana, ce e asta? False.
vrea pe puștul ăsta mort. Acum! Acum! Am venit să iau cutia și plec. Ok? Da? Îți dau drumul, iau cutia și plec. Ok? Ok. Gata. Ușor. Ajutor! Ascultă. Tu cumva m-ai ajutat să iau cutia asta. Mai ții minte pe stradă că m-am izbit de tine? Și prin chestia asta vreau să-ți mulțumesc cumva. În locul cutiei am să lăs acest randafir. Te rog să ai încredere în mine. Nu vreau să-ți fac rău, da? Ok. Ceva. Cum e posibil așa ceva? Șeful, am auzit că îl cheamă Leo. E un vagabond de cartier și de mic tot fură. Fii atent. Nu o să mai fure nimic, pentru că o să dispară de pe fața pământului. Deja am dat anunț peste tot. Vom da și o recompensă, dacă îl identifică cineva. Am nevoie de acea cutie. Șeful. Fără fiule mă simt atât de slăbit și lipsit de putere. Șeful, am să fac tot ce-mi stă în putință. Ce-mi faci tu mie, Radu? Cum primesc fiule, vă omor pe toți. Era de așteptat ca Leo să dea țeapă. Băiatii sunteți. Ce bine. Oh my god, uai! Ce faci, Midic, acolo? Ei, și fac. Îi fac masaj, Cornel. Vrea Aurica masaj. Uai, dar dă-și cu cremă, ăi!
vrei să faci tu masaj? Ue, Cornel, nu am încotro, e. Să vezi ce-a făcut nebuna asta mea. Știi, uiți așa la mine. Ue, o luat cheia de la lacul de la Beș și mi-a zis că dacă nu-i fac masajă-i, închid cheia. Ue, și-o cred în stare, ue, Cornel, că asta e nebună. Și după aia și eu și-o vin. Mă, mitică, ue, te salvez eu, ue. Am adus o sticlă de jină. Ue, Cornele. Pă, dă-te direct cu masajul tău, am jin. Hai să fie. Ușa, am înțăpânit dracu aici ai. Bravo, ui, Cornele. Mitică! Ascultă aici la mine. Acolo ai o singură sticlă de jin și așa pe jumate. Dar în vești, ține minte că ai mai multe. Și treci dracu încoașe că trebuie să-mi iei și părul de pe chișoare. Ui, Cornel, cum e jumatea asta e a noastră, ui? Te uite! Păi, dar nu ți-a ajuns nici pe o măsă, ui! Ui, Cornel, în cazul ăsta... Mai am o leac de treabă. Stai, stai. Gata, Fauric. Îți fac și masaj, îți stai și părul de pichișoare, ca la salon, fă, ca la oraș. Și știi că eu țin la tine. Ți-i pe dracu să te iei, ei. Aici era Elio. Mulțumesc, băieți. Asta e recompensa voastră. Mă bucur că te-am ajutat, fiule. Părinte, când l-ai văzut tu vreodată pe Mitică cu alte haine? La revedere, fiul meu. Mergi cu domnul. Dascăle, noi am ajutat să-l găsească mai repede pe Mitică. A? Dumnezeu ne-a adus în cale să-l ajutăm pe cel sărman, nu banul. Da, părinte, da. Da, da, Doamne! L-am găsit pe Leo. Oi, Cornel, o da și plouă afară. Auzi ce-mi zici mie, Aurica? Când plouă afară, trebuie să mănânc și mâncase. Oi, Cornel, dar n-am niciun chef, ei. Dacă s-ar putea să mâncesc cu te așa, fii atent aici. Mă pun așa. Să-i dau așa, știi? Dar, Cornel, mai este o variantă. Ori să mă întorc așa, știi? Ei, asta e vreme de făcut o cheie. Cu cine, măi, Cornel, să faci cu o cheie? Ei, cu cine? Cu cine, măi? Cu Varvara, măi. Măi, Cornel, cu Varvara... Piesă bună, măi. Piesă bună. Iar mă intră mânța asta în casă. Iată. Câți? Bă, Mitică, măi. Știi ce m-am gândit, măi? Drujbă, băi, tău mă chină cu căcatul ăsta. Mergi în oraș, că acolo-s mai ieftini, băi. Cornele, că... Bă, Cornele, băi, noi mergem mai la oraș, băi. Dar cu și, băi, cu căruța ajungem când se închide târgul. Alo! Părinte! Alo! Părinte, vrei să faci un ban? Ia-l pe Dascăl și ai la Mitică acasă! Hă? Câți zănafără, măi!
Ui, ce răbde-o vinită! Intră, că nu te mușcă câinii! Uite, ce răbde-o vinit popa, uite! Să rămână, părinte! Să rămână! Nu-i nevoie, nu-i nevoie, eu nu-i nevoie! Nu-i nevoie, nu-i nevoie, nu-i nevoie! Pune-ți banii! Părinte, vreau să merg o leacă până în oraș să-mi iau o drujbă nouă. Se poate rezolva? Vorbești tu cu Dascul că am auzit care mașină. Ai, poate să-mi duc el? Ai. Da, părinte. Dascule, am vorbit cu băieții, am să te duci în oraș cu ei. Dar fără 100 de lei, nu te duci, că benzina nu e a ta, nu e nici a mea, e a bisericii. Și banii mi-i dai mie, să-i pun eu la cutia milii. Da, părinte, da. Da. E băiat, 100 de lei cash. Cât? Câte? 100 de lei? 100 de lei? Cum e? Pentru amândoi? Pentru amândoi? Da, jumatea mea. Este așa o leacă. Uite, dascăle, fii atent aici. Da, minte. Dacă eu îți dau 50 și îți mai dau 50, fac 100 cât ai vrut tu, nu? Da. Dă-i 50 la părinte. Dă-i 50 la părinte. Așa. Și ai jumate cât ai vrut, ai? Ei, am, da, da. Ei, atunci, părinte, dăm 50 că tu nu mergi cu noi. Hai, băie, să mergem. Hai, hai să te îndruși, băi, Cornele. Și fericire, băi. Hai. Pune mașina. Hai, hai, repede! Mari, plecăm la oraș, bă! Părnia, bă! Că ce-ai făcut? Cum tu, mare Leo, zetran de figă la fete? Știi care-i faza? Chiar mi-a plăcut de ea. Opa! Cineva iubește? Problema este sorsa. Intervin între voi, ca în telenovele. Mai ții minte lanțul ăla din argint pe care l-am furat? Da, da, da. Ei, lanțul a fost al lui sorsa. Ce faci, Leo? O purtat ea prin tribunale. Dar fără dovezi. Să faci, frate, joc minți. Hai că eu am niște treabă făcut. Hai, pa. Ai grijă. Am ajuns, băieții. Hai, jos. Hai, Cornele! Cornele! Uai, și miros așa de oraș, Cornel. Hai. Hai, te mătrâng. Băi, băieței, băi. Să veniți repede, ca să prind și eu un bucat din slujbă. Păi, da, câtă liniște și pace. Dă, Doamne, să văd și eu ceva frumos aici. Uite, ăștia. Plecate-i, bezmetice. Păi, mintică, băi. Băi. Mitică? Fii-l-i coace! Sacoșa! Mitică! Bine, Mitică! Dar ce-i cu tine? Ia-i sacoșa, ai cum cumpe! Ia-i sacoșa asta și du-i-o lui Cornel să-și pună drujba, ei, că ați uitat-o în mașină aici, ei! Ia-i sacoșa, ei, ăia mețâtul, ei, te uiți ca mâța în calendar! Vine-i încoace! Pornește mașina! Pornește mașina, rapid!
cheie. Pornește mașina. Ui, mitică, ui, ce cu tine? Ui, dar astea ca în filmele alea, ui, a, cu acțiuni. Dar stai, mitică, asta nu-i de aia, să nu pornești așa ușor. Ui, da, doamne. Hai, hai. Stai liniștit, mă dau acum jos. Băi, dar și frumos, exact aia acțiune ca în film. Băi, dar de când n-am mai văzut eu așa ceva? Băi, ce de bunie! Băi, băi, stai o leacă, dai o leacă asta în coace. Băi, uite o leacă, uite așa. Băi, dar stai o leacă! Băi, băiete, dar nu se face așa, măi. Măi, trebuie să fii credibil, măi. Eu am actoria în sânge. Uite, am să te explic. Trebuie să pui pistola așa sau așa la șmecherie. Trebuie să reușești neapărat. Să ai mimica feții. Să poți să fii așa, serios. Ce faci? Ai văzut? Așa se face. Și înainte să tragi, trebuie să spui: da, Doamne! Doamne, iartă-mă! Asta nu-i de jucărie! Vai, ce-am făcut! Vai, ce-am făcut! Vai! Vai, ce-am făcut! Ce-am făcut! Ce-am făcut! N-ai făcut nimic! Păi, e un pistol de jucărie! Vai de mine, eu am crezut că iar mă împins Dumnezeu și am făcut păcat și iar mă ceartă popa. Iar mă ceartă. Băi, mitic, băi, mie mi-a plăcut actoria aia, crede-mă, băi. Mama a zis să mă fac popă. Și ce-am ajuns? Dastel. Cine-i mitică? Cum e cine-i mitică? Dascăle, spune ceva despre mine. Păi ce să-ți spun eu ție, băi? Tu ești un țăran de treabă, băi. Pe tine lumea ți respectă, băi. Tu ai copilărit cu aista, cu Cornel aista. Băi, e bun și el, dar nu prea veniți voi pe la biserică, băi. Na, știi cum e acolo? Acolo găsești pe Duhul Sfânt, găsești iubirii, găsești mântuirii. Acolo la biserică e bine, acolo îl găsiți pe Dumnezeu. Pe pop care șeri banii, dascăle. Păi, dar cum e aici? Ești în mașină, apoi e jos. Că-mi filmi cu acțiuni, băi! Băi, Cornel, hai să mergem acasă, că ăsta de la mirosul de la orașul e raznă. Ia că fumează popușul, uite atât ziua, băi! Păi, du-te! Hai, Cornel! Mă bucur tare mult că te-am văzut, frate. Însă nu pot să vin acum acasă. Până nu mă răzbun pentru amândoi. O sută optsprezece, o sută nouăsprezece, o sută douăzeci și unu, o sută douăzeci și doi. Ia te deja, hai, coboară, uleac. Doi deodată, Vauric! Pus pe cap, a? Mitică! Mitică! Hă? Uai, nu știu cum să zic, ai! Zi-i, fă! Rămas 120. Cum
și știu, un jiat, un ai? Nu mai înțeleg. Uai, Mitică, te-am înșelat! Uai, tu m-auzi? Uai, Mitică! Uai, auzi ce ți-am zis, ai? Uai, eu te-am înșelat ca proasta, ai! Bă, dar n-am putut să mă țin. Și m-am mâncat. Cum să te mănânci, șefa? Și o să zică sat. Da, e Mitică, dar am fost atrasă de bani. Cum fă și cu bani, fă? Te și mânca, ai fost atrasă și de bani? Acum chiar și o să zică sat. Băi, Mitică, știi? Băi, eu i-am vândut lui Ion 10 litri de vin cu 7 lei. Și tu mi-ai zis să nu dau fără 9 lei, te-am înșelat ca o proastă. Fa, urică, fa! Toamne, și m-am spărit ca prostul, fa! Știam! Da? Da, fă, dar eu în fiecare oră mă duc, fă, și număr sticlele, fă, știu tot ce se întâmplă în bieși acolo. Stai liniștită că l-am trimis pe Cornel să iei vinul înapoi. Măi, și ghi! Hai, du-te, ieși, măi, hai, pleacă, să nu-ți măi. Mitică! Intră-mă, Cornel! Hai, intră, ai venit? Stai, uleacă! Gata, măi? Ia, măi, te, măi! Ne-am bătut, așa, el la Gino, așa, și banii, măi! Dar mai trebuia banii, că mi-au dat odată! Cum a dat diferență? Da, e, Cornel, bravo! Hai, intră! Marzi de acolo! Băi, Cornel! Băi, și mă nervează, băi, numai muști, de dimineața, măi, în casă, numai muști, băi, și le-am și numărat, băi. Băi, prind eu. Am 120 cu un onjiat. Iuzi. Băi, Cornel, ai auzit ultima bârfa satului, Cornel? Care, băi? Băi, lumea e invidioasă, băi, ca și cele mai frumoase căpriți, băi, Cornel. De, băi? Și fă și? Nu pot să-l potulesc, băi. Aurică! Da, băi. Fă! Ascultă aici la mine! Mă mai înșeli? Nu, ui! Rămâni cu 9 lei? 9 lei rămâni, ui! Fă să știi tăsatul, 9 lei vinul meu! 9 lei! Hai! Du-te acolo! Băi, Cornel, aici m-am spăriet, i-am crezut că mă înșală, ui! Înțelegi? Da, ui! Dar de unde să mă înșelie cu notul și capul, ui? Păi și gata, n-am mai potoli atâta! Ui, să știi că n-am avut curaj să-i zic, ai. Ui, cred că a venit Ion cu băieții, ui, că l-am bătut și el la Gino, ui. Nu, Cornel. E mai rău. O venit să ne iei căprile, doar ți-am zis că am cele mai frumoase căprițe din sat, ei. Băi... Ui, Mitică, ui, dacă a venit, poate să-mi iei orice, ui, numai să nu-mi iei pe Lili, că e cea mai tânără. We'll be right back.
reușesc să intru pe aici. Ce morții, măsi! Ce-ai pățit, fiul meu? Părinte, ăsta are un pistol în mână. Săracu, are păcate. Luam asta de la toacă. Ce zici, mă ocup eu? Stai! Păi, Cornel! Aha! Aici erai. În sfârșit te-am găsit. Mitic. Ce somn și-o luat ăsta? Acum cum mai aflu de cu tine? Mitic-i soțul meu! Mama dracu-tia! Ce-i cu asta? A, ești dură? Măi, băieți, mi-ai deranjat baticul. Lasă-le, lasă-l pe mâna mea. Mă ocup eu de el. Băiete, am să te bat până să sune crucea în cap. Ai pe dracu' stiei, fa. Uite, fa, Auric, am avut noroc. Noroc o port la suflet aici lângă mine. Da, părinte. Hai să mergem la biserică, că avem slujbă. De, Doamne! Ui, Cornel, ce caută ăsta ei în vișeu la noi? Nu știu, cred că unica ta l-a adus. Da, fă? Da, dar ce vrei să fac cu el în casă? Uitați-vă la o parte, crezul meu. Mitică, dacă tot o am, s-o dau cu folos. Fa, Aurică, fa, și beșână, fa. O zburate, nu mai vii eu. Idiotule, cum ai putut să-l umori? Cum aflăm acum unde este cutia?
Te duci o cau și o aduci. Șeful are o întreagă echipă în spate. Nu Leo e cel puternic. Dar cine e idiotule? O femeie, șef. Uia! O femeie? Tu vrei să spui că o femeie te-a bătut în halul ăsta? Eu știam că tu ai un furat, dar nu și un geamăn. Adică arătați la fel, aveți același nas gigantic, exagerat, complet. Și simți așa, aleacă, parogan. Păi, dacă da, hai să mergem să-l vedem, să vedem unde-i copilărit, unde-i stat. Nu mai știu. Și... nu am de unde să știu cum să ajung unde am copilărit. Am în imagine numai casa și locul unde mă jucam cu fratele meu. Dar nu am cum. Am ceva de rezolvat. Avem. Păi până la urmă eu s-au de la fratea tău. Așa e? O vezi pe tipa aia? Da. Ea este tipa... aia cu cutia, palea, da? Da, dar nu știam care prieten. Da, sau să mă gândesc, partul și pe tip. Vezi că e dintr-o mafie, ghiți ce faci cu ea. Nu-i pe mâini bune. Mulțumesc că ai acceptat să ieși cu mine. La față. Ei, un accident de muncă. Ți-am zis doar că sunt electrician. Auzi, mi-e cam rău. Ce ai zice să oprim puțin, să ne plimbăm? Ok. Ne plimbăm în pădure. Îmi place să respir aer curat. Hai, că nu mergem departe. Ai auzit? Stai liniștită. Probabil a fost un câine ceva. Leo,
aici? Am intrat în pădure ca să strâng ciuperci. Pădurea asta e foarte periculoasă. Ai auzit și tu? Am auzit. Și chiar e bântuit. Leo, a fost bine? Cine e ăsta? Nu-l cunosc. Hai să mergem. Ți-am spus că e bântuită pădurea. Hai. Stai că am mai venit cu cineva. Din păcate n-am mai reușit să supraviețuiască. E bântuită, nu auzi zgomote. Hai. Leo. Și acum ce fac? Să stăm puțin. Iuliana, sper că nu te-am speriat atunci când am venit la tine să iau cutia. Crede-mă că atunci când te-am văzut pe stradă, mi-am dat seama că mă vei putea ajuta. Și pentru asta vreau să-ți mulțumesc. M-ai speriat. Da, știu, trebuia cumva să iau cu tine. Doar că am în fața mea acum o persoană bună. O persoană care vrea doar dreptate. O persoană care mă iubește. Mă scuzați. Ce bine că ne vedem din nou. Nu am venit aici ca să-ți fac rău, ci doar să te ajut. Dacă vreți să mai continuați, aveți loc la mine în mașină. În spate. Sigur vei avea nevoie. În sfârșit. Eu sunt acel copil care a văzut în fața lui cum l-a omorât tata. Știam că ai să vii într-o bună zi după mine. Și uite-ne, ai găsit aici. Fără vlagă, chiar în locul unde a murit taică-tu. Eu îi le-am furat cu scopul de a-l omorâ. Dar m-au tentat.
Și uite-mă. S-a savurat fiecare picătură care mi-a trecut prin sânge. Și ce mai contează? Trage! Trage! Asta pot, mai pot trăi mult, mult timp. Mi-am respectat doar un ordin. Să luăm ori pe taică, tu, n-a fost nimic personal. Am făcut ce mi s-a spus. Dă-mi fiola. Salvează-mă pe mine, cum te-am salvat și pe tine. Dă-mi fiola. Să-ți dau fiola dacă îmi spui cine ți-a ordonat să l-o mori pe tata. Cine? Tata, cum te mai simți? Mai bine, fetele mele. Mă țin de cuvânt. Să moară, nu te lasă să trăiești. Tată, mai am unul. Dracu, mă, ești tu. Leo. Leo, te credeam mort. Am nevoie de o singură fiolă și te fac cel mai bogat om. N-o să mai lipsească nimic. Știu că ai avut până acum probleme din cauza mea. Dar am vrut o singură fiolă. Cum aș putea să te ajut când tu ai spus omorâți-l? Omorâți-l? Ce mai stați? Pentru ce? Pentru că era un țăran? Pentru bani? Tata a murit în fața mea pentru că tu ai spus asta. Astăzi, tu ai să mori. Eu am creat această substanță numită testobar pentru a rămâne veșnic tânăr, să nu îmbătrânești. Și ca să văd că funcționează,
prima fiolă am încercat-o pe mine. Doar că produce dependență. Doar că după un timp ai nevoie de o altă doză, Liu, ca să-ți recapeți puterile. Tatăl tău era un om isteț, un bun chimist, însă când am văzut că substanța funcționează, am vrut să o vinde, să facem bani. Însă tatăl tău, supereroul, îi era frică să nu se răspândească. Așa că a dat foc la toată munca noastră, la tot ce am creat. Nu a vrut bani. A preferat să-și crească copiii într-o casă la țară. A preferat să fie un țăran. Până și maică-ta l-a lăsat. Mă frământă gândul că sunt dependent de această substanță. Și nu o mai pot crea. S-a făcut scrum. Am fost păcălit, furat, mințit. Și am rămas și fără fiole. Singurile care mai există sunt la tine, Liu. Trăim într-o lume bizară, într-o lume fără noimă și fără sens. Și totul în jurul nostru este un joc al minții. Nu-i adevărat ce ai trăit până acum. Nu-i adevărat ce ai simțit, ce ai văzut. Eu sunt viu. Sunt aici, lângă tine. Tată, aici ai murit tu. Nu, tată, eu nu am murit. Asta a fost doar în capul tău. Și ca să dispară suferința asta, poți să o rezolv singur. Oprește!
De ce m-ai mințit? Am crezut că mă iubești. Nu te mai suport. Măi, Cornele, ți-am zis că am un frate, măi? De... Măi, eu l-am iubit mult și am ținut mult la el, dar știi ce a făcut? Și, măi? El l-a omorât pe tata, măi. Leo, fie-ți milă, te rog. Frate, noi trăiam fericiți unul lângă altul, ei. Dacă nu era el, îi s-l-o moare pe tata. Trage, măi, frate, în el. Hai să tragi, măi, în el. Hai! Trăim într-o lume bizară, fără noimă și fără sens, iar totul este un joc al minții. Acasă, frate. Leo, suferința asta ai simțit-o încă de mic. Din acel moment de când am plecat de lângă fratele meu, de când tata a murit în fața mea, din acel moment am vrut răzbunare. Întrebări peste întrebări. De ce să fiu departe de frate meu? De ce nu l-am pe tata lângă mine? Oare de ce tocmai eu? Pentru că toți erau disperați după bani. Am și prieteni lângă mine. Cu ajutorul lor și cu ajutorul acestor fiole, într-un final am reușit să-mi alin durerea în toată povestea asta. Am avut 3 fiole. Acum mai am una. Oare ce să fac cu ea? Ea. Țin foarte mult la ea. Și din tot ce s-a întâmplat până acum, îmi pare foarte rău.
Așa cum l-am văzut eu pe tata murind în fața mea, aceeași soartă o are acum Iuliana. Îmi pare rău. Răzbunarea asta m-a făcut să scap de durere, însă tristețea e mult mai puternică acum. Însă, Lio, viața merge mai departe. Și aștept cu mare drag să te văd, frate. Este momentul să vin acasă. Oi, Cornel, oi, știi care e diferența dintre tine și mine? Care? Cum nu știi? Nu. Că pe mine mă cheamă Mitică. Păi și pe mine mă cheamă Cornel. Păi asta e diferența. Am ajuns. Ce tot te uiți la mine? Uită-te în spate. De ce m-ai ajutat? Trebuia cineva să te susțină în treaba asta, Liu. Hai, fugi și îți vezi, frate. Mulțumesc. Mașină! Oare cine să-i? Bă, mi se pare cunoscută-i Cornel. Ia el! Ăla nu înseamnă cu tine! Cornel! Ăla-i frate meu, ăi! Dacă tot au venit de la oraș, poate mi-a dus și mie un pachet cu țigări. Ia. Pare rău, Liu. Materialul.
Bravo, puștule, ai avut curaj. Hai să plecăm de aici, că miroase a bălegat. Ui, frate, în sfârșit te văd, ei! Frate! Frate, eu am preferat să lupt pentru tine și tata. Dintre toți, tu ai rămas. Vesel și plin de viață. Să faci lumea să zâmbească, frate. Frate, mă duc lângă tata să am grijă de el. Bravo, puștule, ai avut curaj. Nu, tată. Asta a fost doar în capul tău. Eu nu am murit. Hai, bine, 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 braț. Hai, mitică, mă mânca, hai. N-am putut să mă țin, ei. Să mă țin. N-am putut să mă țin, ei, mitică, ei. Mă mânca. De ce fac? Mă noază. N-ar prea, frate. Nu, da, zic așa. Ce tare asta. Nu, ei. Din spălată. Nu. Hai, mitică. S-a plicat la apa în sat. 3, 2, 1. O femeie, șef. Dar e poți adghiocea. O femeie, șef. Băi, mă scuze. Băi, până și eu râd de până. Dacă nu râd, tu vrea să râd. Hai. Gata, eu mai râd. 3, 2, 1 și... Dar cine e idiotule? O femeie, șef. Dar să vezi, o femeie, șef. Că așa e mai frumoasă căpriță, măi. Mă crezi? Ce faci? Păi să-l potulesc. Să văd până la urmă ormii dacă îmi dă. Ce faci? Păi să-l potulesc. Dacă vreți să continuați, aveți totul cu mine în spate. L-am luat la mine în spate. Iar l-am urcat, iar l-am urcat în spate. Hai! 3, 2, 1 și... Aici, da? Partea asta. 3, 2, 1 și... Mitic. Trei, doi, unu și... Mitică-i soțul meu! Mama dracu tia! Uia! Trei, doi, unu și... Mitică-i soțul meu! Mama dracu tia! Uia! 3, 2, 1 și... Lasă-l, lasă-l prin mâna mea. Uaaaaa! Trei, doi, unu și... Tu chiar ți-ai văzut, fratele? Adică sunt gemeni, ne arătați la fel? Adică aveți aceeași nas mare, urechi exagerate și...
Iarăși. De nou. Noi acum. Nu, dar mai bine, lasă. Dar cum să zici care alt aer? Eu nu te zic. Dar asta cu alt aer a fost maxim. A, da, uite. Da, uite, 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 este ajut. Ești o tare de mitică, uite, Orica are și altă voce. Da. Uite, eu îți fac așa. Ca să aduce aminte de aer. Nu, mai degrabă ești afară. Nu mă uiți și mă intimidează. Dom'le, dacă îmi pun nici nu la matale. Dar nu trebuie. Domn Basile, uite care e faza. Deci, prima oară, prima oară, e altă voce. Vezi, Aurică? Are o altă voce. La 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 la. Auzi? Ascult un pic. Ascult un pic. Are o altă voce, da? Da, și a doua oară e aerul. Are, uite, nu mai are aer. Nu are aer. Nu mai are. Deci nu mai are aer. Are o altă voce, dar schimb nu mai are loc aer. Deci nu mai are, da, nu mai are aer. Uite, e Satana din el. Înțelegi? Aoleu. Nu că nu mai are alt aer. Domnul Zea, ai înțeles? Da, domnule, asta că zic. Domnule, dar poate ne citești corect. Da, păi uite aici, ești Satana din mitică, uite, Aurica, are și o altă voce. Auzi, mai frumos sună acolo, dar hai să zicem că nu zicem așa. Da, vezi, Aurica, nu mai are aer Satana. Nu mai are nici aer. Păi cum scrii? Unii scrii? Spune tu mie, unii scrii, nu mai are aer Satana. Pentru că ies acum din el. Băi, dar nu-mi scrie el, că-l scos-o acum cu foaia în față. Băi, omul e emoționat, da, și să-l depășim. Deci fix cu foaia în față, exact zic că ai zis necunoscut. Băi, omul e emoționat și cu noi aici trebuie să depășim. Hai, da, hai, domnul Săneș. Hai. Nu iese, nu iese nimeni, trebuie să spui, dar n-ai cum. Da, ei, dacă mă încurc așa și mă merg încă ți-ai și orice-l tot. Hai, hai că o reușim. 3, 2, 1 și... Ești Satana din mitică. Vezi, Aurică, vezi? Are altă voce acum. Doamne tare, Doamne sfinte, Doamne! Vezi, Aurică, n-are aer! N-are aer, aici. Vezi, nu mai are aer! Nu știu de ce... Vezi, nu, simplu, simplu, vezi? Nu mai are aer! Dar nu te gândești aici! Vezi, nu mai are aer! Și nu poți să Satana din el! Nu poți să tai să... No, nu, mă tăiem! 3, 2, 1 și... Mă oprești de din nou! 3, 2, 1 și... În spate. Uite și rog de venit popa, uite! Să rămână, părinți! Să rămână! Nu-i nevoie, nu-i nevoie, eu nu-i nevoie. Nu-i nevoie. Unde-i zboare? Treabă, ei. Bine, lumea te cunoaște, te respectă, ei. Stai că a claxonat de greșeală. Nu vine! 3, 2, 1 și... Hai, Cornel! Lasă-l! E lăsat! Vino și stai aici! Hai? Petru, dar vino aici și stai mai mult ca să-ți prinzi și soare și umbră și toate. Păi, sper să nu mai pun cu țăranul. A fost ok plecarea aia. Da. Dacă ar sunt ceva... Așa, ești aici. Așa, perfect, aici. Perfect, perfect. E ok? Da, da. Ok, mai stai să mai treacă în soare. Am nu știu, Duba era ok? Duba? Poziționată? Da. Eu nu sunt dub? Nu. Ating duba? Asta e bună întrebare. Eu cu corpul meu. E de cele acum mai în spate, două. Cam? Da, mai, nu, prea mult. Mai în față un pic. Atât. Dar eu nu ating duba. Nu, atât. Uite așa, pe lateral. Da, stai așa. Uite, acum e bună. Asta e, asta e culoarea. Mai stai. Păi, unu, și? Păi, mitică, fii cu acei! Ia-i sacoșa asta, e! Du-i-o lua mințitul ăla de Cornel
ca să faceți cumpărăture. Eu! Cumpărăture și cu tine. Ce ți-am zis eu și te duci în Kaufland. Bun, zi. Da? Deci, ideea e în felul următor. Ține sacoșa asta, ca să uitat-o aici, ca să aibă unde și pune drujba Cornel. Să-și pui drujba, bă, că o iau pe mașină. Bă, și tu? Aia o știu, da. Te-am mai văzut îmbrăcat așa, bă, într-o poză. Ca să faci referire la clipul de data trecută. Într-o poză. Ar fi mai... mai indicat. Așa. Da, da, Sileșlui se miște. Mai aproape de Cornel, nu-i bine? Vezi că tu aveai canistra în partea aia la. Pe atunci nu nu filma tu foarte mult din veci eu. O prețală, hai. Așa. A, vrei și acoperișul la veci? Păi, domnul Claud, dacă se poate da și un pic mai în spate, e mai bine. Tot veci eu, ca să intre în veci. Poți să mai Nu, așa e, așa e. Da, da, poți. Să prindă și tot veci eu? Da, măi, că e viciu. Dar ideea este că poți să mai faci. De aici, domn Vasile, îți dă domn Claudiu. Încep să nebunesc. Vasile, Claudiu, Vasile, hai. Stai, Claudiu. Hai. Asta e cadrul, băițaș. Gata? Iese? Da. Hai, Doamne ajută. Era alea că am plecat. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Cornel! Aurică! Doamne! Cornel! Aurică! Doamne, Doamne, ajută-te! Doamne! Mai am aer! Mai am aer! Am murit! 3, 2, 1 și...